Am venit astăzi la Timișoara cu țintă exactă și precisă în urma unui zvon. Se vorbește prin târg că a apărut la Timișoara o năzdrăvănie, un local numit Omletărie, și că este unic în Europa. Poate că undeva prin Americi s-a auzit ceva așa, dar nu prea cred. Vreau să mă conving cu ochii mei, pentru că toate lucrurile bune, dar și năzdrăvăniile, încep de aici, din inima Banatului, de la Timișoara. Așa că mă duc în cercetare și cine știe, poate chiar că descoper astăzi un miracol. Țineți aproape, nu uitați, Stomacul Deștept, de la început, ține mintea sănătoasă. Nu degeaba se spune că oul este elixirul tinereții. 5 ouă pe săptămână și garantat când vei ajunge la 60 de ani, așa cum este uica, n-o să ai păr cărunt și o să fii în putere. Dar astăzi sunt între doi plăcăi tineri aici, Sorin, bucătar de elită, specialist în preparate de ouă, și colegul lui care se numește Ștefan. Tinerețea lor mă molipsește și pe mine, așa că astăzi vom lucra cu voioșie și vom face preparate de ouă să rupem gura târgului. Am dreptate, Sorine? Cum să nu? Ce ne înveți? Ce ne dai de mâncat? Ce ne spui? O să începem prima dată cu omletă spaniolă. Am gătit în prealabil, am prăjit cartofii. Așa. Am călit ceapa domol. Am caramelizat-o. Am pus 6 ouă, dacă rețin bine. Asunăm cu sare și piper, avem un mix. Compoziția mea a stat deja 15 minute. Sare, piper și niciun alt condiment. Niciun alt condiment. Gustul o să fie senzațional. Omleta noastră conține și cartof dulce, care îi dă o savoare deosebită. Da, am observat, se remarcă după culoarea deosebită. Exact. Eu am lucrat în Spania. În Spania, omleta asta țărănească se numește tortilla. Deși tortilla clasică știe toată lumea că e făcută din porumb prăjită pe plită. În America Latină, în Mexic, nu? Exact. Ei o mănâncă preparată azi, a doua zi dimineața, cu un păhăruț mic de rachiu de mandarine, o felie din asta de tortilla și o roșie proaspătă. Este ceva delicios. Și încă ceva ce m-a uimit la bucătăria spaniolă. Lipsa de condimente. Deși ei au fost în cei mai mari războinici în ceea ce privește aducerea condimentelor din Indii în... Exact. Da, uite că eu m-am lungit cu vorba. Hai să facem o omletă. Haideți să facem. Chiar mi-ai făcut poftă. Este extrem de important, spune-le oamenilor, să ai tigăi antiaderente, nu? Da, bineînțeles, ca să nu se lipească compoziția de tigaie. Și eu prefer să fac această omletă pe plită, la foc încet. Iar la sfârșit o să o caramelizăm cu puțin unt. O să-i dăm o culoare foarte frumoasă. Ce bucătar bandit, știe toate și reticurile meseriei, chip că e atât de femeie. Ce frumos ies astea aici. Na, acum dezvăluie secretul temperaturilor de lucru. Albușul oului se gătește undeva între 62 de grade și 65 de grade, iar gălbenușul între 65 și 70 de grade. Noi avem menirea de a face oul perfect. Niciun ou de la noi în bucătărie nu se iese decât perfect. Mă bucur, un bucătar tânăr care deja are o țintă. Noi avem menirea. Deci e mare lucru, să știi. Pentru că sunt foarte mulți din generația ta care vin tros, plos, cu tigăile, cu cratițele. Dacă tu pui suflet și ai un obiectiv, sunt fericit. Înseamnă că meseria asta de bucătar în România rămâne pe umerii tăi și rămâne pe mâini bune. Deci, ca să te aducem puțin, gătiți-l oul lent, nu vă grăbiți. Să-ți furie uleiul și dai cu el acolo în tigaie, face marginile alea înnegrite. Omleta spaniolă, țăranca asta iberică, are o caracteristică extrem de importantă, diferită de tot ce există omlete. Trebuie întoarsă pe dos. Aici intervine maestria bucătarului. Ia să te văd. Haideți să vedem. Am desprins omleta. Are culoarea pe care ne-o dorim. Și acum urmează mișcarea. Ole torero! Ia! Sorine,
Păcat că nu am pălărie pentru că mi-aș scoate. Într-adevăr, i-ai dat și culoarea și consistența, uite. E frumusețe. Vedeți? Oameni buni, lucrurile simple. Ceapă, cartofi, ouă. Sare și piper. Grăsimea a rămas de la prăjit. Da, puțină grăsime este, însă nu folosim în exces. O folosim doar grăsimea care a rămas de când am călit și am prăjit cartofii. Vai de mine, vai de mine. Cu durere în suflet și cu plăcere am să mănânc toată omleta asta când e gata. Și acum putem să lăsăm pe îndelete un timp mai scurt decât prima dată, exact. Nu? Da, însă o să punem puțin unt de data aceasta ca să-i dăm culoare puțină, pe partea superioară. Plus aroma aia rafinată. Vai, dar mă impresionează, uite și acum untul intră direct. Da. Da, o să aibă o culoare de caramel așa, plăcută. M-am întrebat, oare ce a fost la început? Ou sau găina? Nu. În mod sigur a fost omleta și mă bucur că cineva a avut ideea să restabilească adevărata demnitatea acestui produs banal. Ou furat din cuibarul găinii. Iar vinovată este Alexandra. O fată tânără, superbă, dar cam slăbuță după gustul meu. Alexandra, de unde până unde omletărie? Conceptul ăsta unic la noi în oraș. Noi obișnuiam în fiecare weekend să ne pregătim tot felul de omlete. Franțuzești, spaniole, cum aveți și aici, americane. Până într-o zi când am rămas fără plită unde să găsim omletele și atunci am încercat prin oraș. Am încercat tot felul de restaurante, dar cum ne trezeam prea târziu, nu se mai servesc ouă după ora 11-12. Și mai în glumă, mai în serios, printre prieteni, am zis că noi ne gândim serios să ne deschidem o omletărie. Și am găsit pe asociatul meu, care este și un bun prieten, a fost foarte încântat de idee și așa am ajuns să deschidem prima omletărie de la noi din țară. Înțeleg. Deci, fiți atenți aici. Dragule, hai să mergem să mâncăm o omletă. Aveți omletă? N-avem. Aveți omletă? N-avem. Aveți omletă? N-avem. Ei, știi ce? Hai să ne deschidem o omletărie. Genial! Ce să vă spun, Sorin, băiatul ăsta are niște mâini de aur și parcă s-a născut în Spania. A făcut o omletă țărănească spaniolă perfectă, aproape la fel de frumoasă cum o face uica Mihai. Dați-mi voie să mă laud și eu. E, să nu vă închipuiți că o să ne rezumăm doar la omleta asta spaniolă. Ole, 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 Carmen de la Ronda! Sorin pregătește niște vrăjitorii acolo în bucătărie, mă duc să trag ochiul, că eu recunosc, și la vârsta mea mai sunt lucruri de învățat. Ai grijă de omleta mea până mă duc. Rămân sigură. Așa. Oul miracol, partea a doua. Ei, oul ăsta, alimentul miraculos care îți dă sănătate și putere de muncă, poate la fel de bine să devină toxic, veninos și chiar să ucidă. Vorbim despre oul vechi, oul descalificat și declasat, nu? Exact. Cum recunoști tu, Sorine, ouăle că sunt proaspete cât bune? Putem simplu să luăm un ou proaspăt, prin simpla învârtire a acestuia, el execută o mișcare foarte lentă, după cum puteți observa. Un ou vechi o să execute o mișcare ca o busolă de reglată când ajunge la polul nord. Noi folosim doar ouă proaspete care sunt ștanțate la maxim 3 zile după recoltare. Da, 7 zile ouul este în siguranță păstrat la temperatura camerei. După aceea nu mai e bun de consum. Dar ce șmecherie o să faci acum la felul următor? Eu o să vă pregătesc în continuare o omletă franțuzească, puțin mai deosebită. Aujourd'hui, nous avons mangé une omelette comme à Paris. Batem ouăle spumătare. Foarte important pentru omletă să bați ouăle energic, în așa fel încât ele să înmagazineze aer. Exact. Batem ouăle de la stânga la dreapta, în rotația asta. De ce nu folosești un de la de electric care se bagă în priză? Care mai este farmecul dacă nu batem ouăle? Ha, ce drag mi-e de tine, Sorine! Tu calci pe urmele bucătăriei tradiționale!
Uite ce frumos, se vede cum se aerează, încorporează aer, da? Tigaia din nou la foc mic, nu? Exact. Pentru că temperatura la care oul se gătește este între 65 și 70 de grade. Am reținut o minunătăți în memoriile mele. Acum ar trebui să observăm partea inferioară a omletei. Va face o crustă. Trebuie să așteptăm să se încingă cât de cât tigaia. În continuare o să așezăm puțin unt sub omletă. Ia explicăm, care e diferența între o omletă franțuzească și omletele de rând, ca să le spunem așa? Omletele franțuzești sunt făcute la foc încet și prezintă o structură mult mai pufoasă. Da, înțeleg. Ea va fi cremoasă în interior. Exact. Și va avea o crustă impermeabilă în afară. E da. Spectaculoasă și ca aspect așa. Și nu mai spun gustul ei. Știi ce nu-mi place mie, Sorine? Spuneți. Bă, tot felul de experți în prepararea ouălă, care iau tigaia, focul iute, pun torn omlet aici și atunci și normal că la margini se cu acela interior rămâne nefăcută și atunci cu o spatulă de metal îndreaptă marginile și fac să scurgă lichidul sub omletă și se face în straturi. Și ea pe margini rămâne pur și simplu arsă, aproape toxică, iar la mijloc e normală. Ei, modul în care gătești tu înseamnă, într-adevăr, corectitudine à la français. Am pus capacul peste omleta noastră ca să gătim puțin și oul la suprafață. Se aburește de la untul care sub omletă a început să degaje abur, nu-i așa? Exact. Ești mulțumit de culoare? Încă puțin. Ați observat cum lucrează cu omletele? Parcă ar fi un doctor chirurg care face o operațiune de mare... Să nu mă audă. Da, Sorine, da, da, da. Poți să continui? O să luăm omleta noastră. Omleta va fi gata atunci când formăm această crustă. Uite, așa, uite culoare cum a rămas deasupra, e frumoasă. Și acum urmează șmecheria, nu? Exact. O să încercăm să o așezăm frumos în farfurie. E perfect. E, trebuie să repet și nu mă mir la mișto, pur și simplu. Într-adevăr, e ingenioasă omleta franțuzească, diferența de texturi. Uite, unii care nu înțeleg extraordinar de bine bucătăria, ar putea să spună că aici e crudă. Nu e adevărat. Există așa o viscozitate temperată a oului din mijloc, care dă contrastul ăla. E o delicatesă așa să tai o felie, să o mănânci, dar ne mai trebuie ceva alături. Ce ai pregătit lângă ea? Am pregătit lângă somon, gravlaxul pe care l-am făcut chiar eu, și puțină ceapă. Este o ceapă verde specială. Exact, pe care noi o folosim pentru decor și are un gust deosebit. Da, este un gust extrem de pregnant și se potrivește extraordinar de bine. Cu somon. De fapt, poți să folosești garnitura la asta și niște ciupercuțe tase pe plită sau la tigaie, niște legume sotate, merge și o felie de la Mimbona. E, je vous présente un omelet com à Paris. După Spania, care a fost cu ole, ole, torero, asta urmează. À Paris, c'est midi qui rencontre toujours mon amour. Oh, 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 à Paris. La noi în România, orice burlac sau burlăciță, înainte de a-și întemeia o familie, știu să gătească cartofi prăjiți și ouă. Ce e mai simplu? E, nu e atât de banal ouă ăsta, cum se spune, cum se pare. Uite, omleta franțuzească, în Spania avem tortilla sau cea omletă, fritata în Italia, rur aia în Germania, la noi, la România, aici, în spațiul balcanic, găigana bine frecată cu adaosuri de legume. Cel mai spectaculos și cel mai bun este cum folosesc rușii ouă. Știi cum procedează rușii? Dimineața la micul dejun mănâncă ouă moi fierte cu vodka și caviar. Acolo e viață de mine. Răsfăr. Și uite, stăm de vorbă cu Alexandra,
cea care aici, la Timișoara, a devenit regina dinastiei omletelor. Alexandra, cum au primit și cum privesc bănățenii noștri, de altfel cam circumspecți, oul ca aliment, cu să vii în oraș să mănânci găgană, omletă și așa ceva? Cu toți am crescut cu ochi ou, pâine cu ou, dar noi încercăm să le prezentăm altcumva și pe farfurie. Gaigana simplă, cum o facem acasă, la noi este pe un pat de avocado sau pe somon. Încercăm să le prezentăm pe farfurie, pur și simplu să-ți vină să devorezi toată farfuria într-un minut. Și au fost foarte, foarte receptivi. Alexandra, dincolo de faptul că ați avut acest concept ultra fericit de omletărie, voi m-ați mai uimit cu un concept, acela de ou perfect, mi-a spus Ori. Noi gătim oul perfect. Asta m-a impresionat. Și după ce m-a dus Orin prin Franța, prin Spania, cred că are de gând să mai mă treacă și oceanul pe undeva. Mă duc la el să-l mai trag de limbă și până la urmă nu plec de aici până nu descoper ce înseamnă oul perfect. Uf! Oul Columb. Chiar e o istorie, îmi spune cineva. Domnule, eu când eram copil și am auzit despre oul Columb, am crezut că acest Columb, de fapt, este o rasă de găini din America. Columb stătea la masă cu niște colegi navigatori care au spus: este imposibil să ajungi în Indii navigând spre vest. Tot așa cum e imposibil să faci un ou să stea în picioare. Uite, eu m-am chinuit jumătate de oră. Și Columb a spus: nu există nimic imposibil. A luat ouul și l-a făcut să stea în picioare, troznindu-l. Iată, este de fapt istoria a ceea ce fac și copiii ăștia frumoși aici în local. Au transformat imposibilul în posibil. Pentru că Sorin mi-a garantat că azi va găti oul perfect. Am dreptate? Exact. Da, uite, am reușit să fac ouul să stea în picioare. Pot să reușesc și eu acest lucru, însă puțin un mic ajutor. Adică? O să iau un ou. Oul va fi trecut prin sare și nu va fi nevoie să-l spargem. Deci nu te porți barbar cu el cum am purtat eu. Exact. Da, nu cred că am nimerit ou perfect. Uitați. Wow! Extraordinar! Păi asta e șmecherie, mă! Știu ce ai făcut! Sarea se cristalizează în contact cu masa rece acolo și formează așa un fel de bazament pe care stă ouă. Exact. Deci, iată, Columb în două exemplare. Hai, lasă-l pe Columb încolo, că ăsta nu mânca ouă, mânca numai carne friptă. Ce-mi dai la partea a treia a mesei mele? La partea a treia o să facem un sandwich simplu, în care o să facem un guacamole. Deci, am ajuns în America Latină. Da. Mexic, Venezuela, Chile, Paraguay, pe acolo. Exact. Guacamole. Ah. Și acum o să urmeze oul perfect. Ou perfect, temperatură foarte mică, ulei de calitate, deci nu folosești ulei de 100 de ori. Încălzit, răcit, încălzit, răcit. Se destructurează și fizic și chimic. Ulei proaspăt, din verșug, temperatură mică, ou proaspăt, culoare sănătoasă, ușurel făcut și așa, tehnică și îndemânare. Așa! În continuare cu ouul perfect. Acum, până acum, e perfect, dar nu e perfect. O să-l facem să fie perfect. A, banditule! Acum am prins, eu nu știam ce faci tu cu forma aia acolo. Ați văzut, șervețelul nu lipsește din bucătărie. Tot timpul preferăm să scurgem tot uleiul de pe ou. Da, să fie cât mai sănătos. Exact. Da. Deci, tu vrei să spui ou perfect din punct de vedere geometric? Nu neapărat, din punct de vedere al gătitului. Este consistent, dacă ne uităm de dedesubt, nu este ars, are culoarea lui naturală, nu?
Gălbenușul nici moale, nici tare, e puțin cleios. Exact. Și în momentul în care încep să mănânci din el, gălbenușul se desface ușurel, așa intră în celelalte componente. Uai! E, Sorine, m-ai convins, oul perfect, într-adevăr. Fă și un miza în plat frumos aici. O să nu? Da. Ce să spun? Plec extraordinar de satisfăcut de aici, de la omletărie, nu doar pentru faptul că am descoperit oul perfect, ci mai ales pentru faptul că m-ai plimbat prin Mexic, prin Spania, prin Franța și îmi închipui că dacă îți pui mintea cu mine, mă poți plimba prin toată lumea, nu-i așa? O să nu. Vezi că e plin de lume flămândă care așteaptă. Îți mulțumesc pentru toată prestația ta. Am învățat și noutăți, iar voi rămâneți cu mine. Dacă Sorin a descoperit oul perfect, eu am să vă arăt cum se prepară oul la expresor. Hai da! Spor la treabă, Sorin! Ai grijă! Ouă la expresor. Da, da, ce n-ați mai auzit niciodată? Ouă la expresor? Pă, ceva ingenios, simplu. Nu e meritul meu. E meritul meu e că am învățat rețeta și am adus-o la desăvârșire. Așa că omletăriei îi las moștenire din partea lui Ica Mihai o rețetă de ouă la expresor. Este foarte simplu. O să luăm o bucățică de unt pe care o punem într-un bol oarecare. Aici am niște sare și piper. Pentru condimentat, așa, puțin lapte de cafea, că doar suntem la expresor, și spargem 3 ouă, așa. Doar puțin le bătem cu furculița, nu trebuie să transformăm totul într-o textură foarte cremoasă, pentru că tehnica dezvoltată de Uica Mihai, bucătarul savant și minune, dacă nu mă laud de nimeni, măcar să mă laud eu, așa, și acum urmează vrăjitoria. Într-un minut, mai puțin de un minut, ouăle sunt gătite la expresorul de cafea. Așa, dăm drumul la abur, încet și cu grijă. Și iată, ouăle încep să se gătească sub aburul în presiune care are 100 și ceva de grade. Așa. Cu ajutorul uleiului le omogenizăm. Și iată. O să avem o omletă cremoasă, pufoasă, plină de gust și fără grăsimi rezultate din prăjire, pentru că noi gătim cu abur. Miza în plațu, o felie de pâine, câteva roșii lângă și omleta deasupra. Ia uitați-o! Aici am germeni de varză și de ridic, care dau un gust deosebit. Uite omleta noastră, perfectă! Uite, oul vechi de când lumea! Ce înfățișare nouă poate să prind aici, la omletărie, pentru că e gătit cu pasiune și responsabilitate. Mai ales că respectă și principiul nostru că stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Poftă mare la voi acasă!